începem, vă rog frumos. Se poate? Da. Mulțumesc. Deci declar deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Azuș, la care participă număr de 17 consilieri. De la ședința le lipsesc domnul Matei Gheorghe și domnul Mihai Gheorghe. La ședință participă domnul Cristian Claudiu, viceprimarul municipiului, doamna, și doamna Sibișan Anca, secretară municipiului. Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Deci, cu unanimitate, 17 voturi pentru. Având în vedere prevederea legii administrației publice locale, numărul 215/2001, și propunerea domnului Armencea Constantin, primarul municipiului, care prin dispoziția 533/2018, convocată ședință ordinară, Consiliul a convocat ședința Consiliului al Municipiului Azuș, vă prezint ordinea de zi. Ordinea de zi a fost transmisă. Dau cuvântul domnului viceprimar, aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Deci, cu unanimitate, ordinea de zi a fost adoptată. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Vă rog, domnule. Primul punct al ordinii de zi este privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Azuș și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2018. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al unității administrative teritoriale al municipiului Azuș pentru anul 2018, care însumează la partea de venituri 55.462,94 lei și la partea de cheltuieli 58.364,09 lei, astfel cum este structurat la anexa numărul 1, la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole al municipiului Azuș pentru anul 2018, care însumează 28.364,14 lei, din care pentru secțiunea de funcționare 18.393,19 lei și pentru secțiunea de dezvoltare 9.970,95 lei, așa cum este structurată la anexa numărul 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat pe cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe al municipiului Azuș pentru anul 2018, care însumează 29.702,09 lei, din care pentru secțiunea de funcționare 18.393,19 lei și pentru secțiunea de dezvoltare 11.308,90 lei, așa cum este structurată la anexa numărul 3 la prezenta hotărâre. Articolul 4. Se aprobă rectificarea listei de investiții cu finanțare de la bugetul local al municipiului Azuș pentru anul 2018 în sumă de 11.308,90 lei, așa cum este prevăzut la anexa numărul 4 la prezenta hotărâre. Articolul 5. Se aprobă rectificarea programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru propuneri buget 2018 și estimare buget 2019-2021, așa cum este structurat la anexa numărul 5 la prezenta hotărâre. Articolul 6. Anexele numărul 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 7. Primarul municipiului Azuș, precum și serviciile din aparte specialitate a primarului, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. Articolul 8. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor persoanelor interesate și instituției prefectului pentru controlul legalității de către serviciul administrației publice locale. Da, mulțumesc. Comisia. Domnul Catan. Comisia avizează cu 5 voturi. La, aici mai avem o suplimentare. Pentru, am discutat în Comisia Economică. Avem un contract cu OCPI-ul în valoare de 43.320 de lei. Sunt 722 de imobile, ori 60 de lei. Deci OCPI-ul ne dau bănuții pentru acele suprafețe în extravilan, să le fac carte funciară. Licitația a fost făcută, doar trebuie prinsă suma. Bănuții nu sunt din bugetul local, deci vin doar de la OCPI. E acel program național pentru 722 de imobile deocamdată. Imobile pentru 722 de terenuri în extravilan. Da, discuții dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre cu completarea depusă de domnul Cine este pentru? Deci cu 17 voturi pentru. Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 60. Da? Privind aprobarea execuției bugetul municipiului Azuș pe data de 30.03.2018 pentru pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Articolul 1. Se aprobă
actul de execuție al bugetului general al municipiului ajut la data de 30.03.2018 în structura următoare. La partea de venituri, prevederi bugetare anuale aprobate 55.261.850 lei. Prevederi bugetul trimestrul 1 an 2018 15.779.810 lei. Încasări realizate la 30.03. Oricum aveți toate sumele prinse în proiect. La articolul 2 se aprobă cont de execuție al bugetului local al municipiului la data de 30.03.2018 în structura următoare care o aveți transmisă. Articolul 3 se aprobă contul de execuție al bugetului instituției publice și activităților financiare integrale sau parțial din venituri proprii, din venituri proprii și subvenții municipiul Abjud la data de 30.03.2018 în structura următoare care o aveți prezentat în proiect. Articolul 4. Comunicarea și publicarea prezentei hotărâri se va asigura de către secretarul municipiului Ajut prin aparatul de specialitate. Da, mulțumesc. Domnul Catăman. Da, discuții dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Deci cu 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 65. Mulțumesc. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă al cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat. Articolul 1. Se aprobă decontarea sumei de 2.503 lei pentru școala gimnazială Principiului Radu, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar aferent lunilor martie și aprilie 2018. Articolul 2. Se aprobă decontarea sumei de 540 de lei pentru școala gimnazială Angela Gheorghiu, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar aferent lunilor martie și aprilie 2018. Articolul 3. Se aprobă decontarea sumei de 2432 lei pentru Colegiul Național Emil Bota, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar aferent lunii aprilie 2018. Articolul 4. Se aprobă decontarea sumei de 548 pentru Colegiul Tehnic Gheorghe Baș, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar aferent lunilor martie și aprilie 2018. Articolul 5. Primarul municipiului Abjud, precum și serviciul de specialitate a aparatului specialitate al primarului, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care se va publica și comunica conform dispozițiilor legale. Mulțumesc. Aici avem un ales pentru consilier, da? Da. 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 Municipiul Abjud, județul Vrancea. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnici economici ai obiectivului de investiții. Realizare parcări auto, strada Ion Roată, zona ANAF, strada Republicii, zona Colegiul Gheorghe Bal, strada Tudor Vladimirescu, zona bloc 34, strada Vasile Alexandrei, zona bloc 49, municipiul Abjud, județul Vrancea. Valoarea totală investiției fiind de 48.393 de lei, din care construcții plus montaj 48.393 lei, conform anexei numărul 1, care face parte integrant din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare de către Serviciul Administrare Domeniului Public și Privat, Cadastru și Monitorizare Utilități Publice și Instituții Publice Subordonate și Direcție Economică din aparat de specialitate al primarului. Articolul 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate instituției prefectului județului Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate și a tuturor persoanelor interesate de către Serviciul Administrației Publică Locală. Da, Comisia, domnul consilier Catanu. Comisia avizează cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții dacă sunt pe baza acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Deci cu 17 voturi pentru a deveni hotărârea numărul 67. 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cu suma de 975,8 lei, inclusiv TVA, ce reprezintă 10% din valoarea totală pentru achiziționarea unui echipament de screening auditiv prin autoemisiuni. Articolul 1. Se aprobă cofinanțarea cu sumă de 975,8 lei inclusiv TVA, ce reprezintă 10% din valoarea totală pentru achiziționarea unui echipament de screening auditiv prin autoemisiuni, în valoare totală de 9.758 lei inclusiv TVA, care va fi finanțat astfel. 975,8 lei reprezintă 10% din valoarea totală a achiziției, fiind asigurată de Consiliul Local al Municipiului Abjud din venituri proprii ale Municipiului Abjud, conform articolului 198
alineat 1, litera B, din legea numărul 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare. 8782,2, reprezentând 90% din valoarea totală a achiziției, fiind asigurată de Ministerul Sănătății. Articolul 2. Se desemnează primarul municipiului Alba Iulia ca prin aparat de specialitate să asigure aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați și instituției prefectului Vrancea pentru controlul legalității de către Serviciul Administrației Publică Locală. Da, mulțumesc, domnul consilier Catan, comisie. 5 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt, supunem la votul. Cine este pentru? Deci cu 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 68. Mulțumesc, următorul punct. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției de Asistență Socială Adjut cu personalitate juridică prin reorganizare Serviciului Public Local de Asistență Socială Adjut, precum și aprobarea organigramei și statutul de funcție a acesteia. Articolul 1. Se aprobă înființarea Direcției de Asistență Socială Adjut ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local Adjut cu sediu în Adjut, strada stadionului numărul 2. Articolul 2. Se aprobă organigrama Direcției de Asistență Socială Adjut conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă statutul de funcție al Direcției de Asistență Socială Adjut conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Articolul 4. Se aprobă preluarea, începând cu data aprobării prezentei hotărâri a Consiliului Local, a personalului prevăzut în statutul de funcție din anexa 2 la prezenta hotărâre, numirea și încheierea contractului individual de muncă din cadrul Direcției de Asistență Socială, iar predarea și preluarea dosarelor profesionale și a dosarelor de personal se face în baza de proces verbal de predare-primire. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția de Asistență Socială Adjut și adusă la cunoștință tuturor celor îndreptățiți de serviciu administrației publică locală Adjut. Da, mulțumesc. Comisia juridică aprobă proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine mai? Deci cu 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 61. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Adjut. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din sub ordinea Consiliului Local Municipiului Adjut anexa 1 și face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Sediul Direcției de Asistență Socială este în prezent în strada stadionul numărul 2 Municipiului Adjut până la identificarea și amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea în condiții optime a activității. Direcția va funcționa în actualul spațiu al Serviciului Public Local de Asistență Socială. Direcția va avea cod fiscal, conturi deschise la bancă și trezorerie, dar va dispune și de ștampilă proprie. În toate domeniile emise de către Direcția se va menține Consiliul Local al Municipiului Adjut, Direcția de Asistență Socială, dar de identificare ale personalitatei juridice, sediu și codul fiscal. Articolul 3. Serviciul Administrației Publică Locală va asigura comunicarea și publicarea prezentei hotărâri. Da, mulțumesc. Comisia juridică avizează cu 5 voturi pentru proiectul de hotărâre. Domnul consilier Răghiți, Comisia Activității Sociale Culturale. 5 voturi pentru. 5 voturi pentru. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Deci cu 17 voturi pentru, hotărârea numărul 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a compartimentului de asistență medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ din cadrul Direcției de Asistență Socială. Articolul 1. Se aprobă regulamentul cadru de organizare și funcționare a compartimentului de asistență medicală și de medicină dentară acordată în unități de învățământ din cadrul Direcției Asistență Socială, anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjut numărul 43 din 13 mai 2004 privind aprobarea înființării serviciului public medico-social de îngrijire primară și a regulamentului de organizare și funcționare. Și hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjut numărul 102 din 11 august 2011 privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Adjut numărul 43/2004 privind aprobarea înființării serviciului public medico-social de îngrijire primară și a regulamentului de organizare și funcționare. Articolul 3. Pe punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi dusă la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Adjut de către compartimentul de asistență
medicală și medicină dentară acordată în unitățile de învățământ și de către Direcția de Asistență Socială. Articolul 4. Prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județului Vrancea pentru controlul de legalitate, compartiment de asistență medicală și medicină dentară acordată în unități de învățământ, Direcția de Asistență Socială, precum și părților interesate prin grija serviciului administrației publică locală. Da, mulțumesc. Comisia, domnul consilier Drăghici. 5 voturi pentru. Discuții pe marginea acestui proiect? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci cu 17 voturi pentru, devine hotărârea numărul 71. Următorul punct. Articolul 1. Se aprobă regulamentul cadru de organizare și funcționare al serviciului social Centru de zi pentru recuperare persoanelor cu handicap CARTA, compartiment tineri, din cadrul Direcției de Asistență Socială, anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă hotărârea Consiliului Local Municipiul Giurgiu numărul 38 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centru de asistență pentru recuperarea tinerilor cu handicap ajut și hotărârea Consiliului Local al Municipiului Abjuz, numărul 165 din 24 noiembrie 2016, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Centru de asistență pentru recuperarea tinerilor cu handicap Abjuz CARTA din cadrul SPLAS. Articolul 3. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi dusă la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Abjuz de către Centru de zi pentru recuperarea persoanelor cu handicap CARTA, compartiment tineri și de către Direcția de Asistență Socială. Articolul 4. Prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului județului Vrancea pentru controlul de legalitate, Centru de zi pentru recuperarea persoanelor cu handicap CARTA, compartiment tineri, Direcția de Asistență Socială, precum și părților interesate prin grija serviciului administrației publică locală. Da, deci are cuvântul domnul Drăghici, comisia, raportul comisiei. 5 voturi pentru, mulțumesc și eu. Discuții dacă se imagine acestui proiect? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Deci cu 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 72. Articolul 1. Se aprobă regulamentul cadru de organizare și funcționare al serviciului social Centru de zi pentru recuperarea persoanelor cu handicap CARTA, compartiment copii din cadrul Direcției de Asistență Socială, anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi dusă la îndeplinire prin grija primarului municipiului de către Centru de zi pentru recuperarea persoanelor cu handicap CARTA, compartiment copii de către Direcția de Asistență Socială. Articolul 3. Prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului județului Vrancea pentru controlul de legalitate, Centru de zi pentru recuperare persoanelor cu handicap CARTA, compartiment copii, Direcția de Asistență Socială, precum și părților interesate, prin grija serviciului administrației publică locală. Da, deci comisia, domnul consilier Drăghici. 5 voturi pentru. 5 voturi pentru. Discuții. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Deci cu 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 73. Următorul punct, vă rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 al Societății Comerciale Utilități Publice Municipale Abjuz, SRL. Articolul 1. Se aprobă raportul administratul Societății Comerciale Utilități Publice Municipale Abjuz, SRL, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Articolul 2. Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 ale Societății Comerciale Utilități Publice Municipale Abjuz, care cuprinde bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare anuale, conținut în anexa numărul 2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. Articolul 3. Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 73.780 lei aferente exercițiului financiar 2017, după cum urmează: 50%, respectiv suma de 36.890 lei dividende cuvenite asociatului unic și 50%, respectiv suma de 36.890 lei în contul de rezerve al societății. Articolul 4. Primarul Municipiului Abjuz, prin compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate și administratorului Societății Comerciale Utilități Publice Municipale Abjuz, SRL, vor aduce la îndeplinire vederile prezentei hotărâri. Articolul 5. Hotărârea se comunică instituției prefectului județului Vrancea pentru verificarea legalității, precum și persoanele interesate prin grijă serviciului administrației publică locală din aparatul de specialitate a primarului Municipiului Abjuz. Comisia, domnul Catan. 5 voturi pentru. 5 voturi pentru. Discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Deci cu număr de 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 74. Următorul punct, vă rog.
privind aprobarea planului urbanistic zonal, atragere teren în intravilană în vederea amplasării stației fixe de sortare cu spălare și concasare adjunct, extravilan la 39, parcelă 462/1, carte funciară 53.229, județul Grancea, beneficiar SC Agrocup SRL. Hotărăște, articolul 1. Se aprobă planul urbanistic zonal, atrage teren în intravilan în vederea amplasării stației fixe de sortare cu spălare și concasare a de intravilan dar la 69, parcelă 462/1, carte funciară 53.229, județul Grancea, beneficiar SC Agrocup SRL. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentul de arhitectură, autorizare și urbanism și comunicate celor, interesați de secretarul municipiului adjunct. Da, mulțumesc, comisia, domnul consilier deja. În urma analizei acestui proiect de hotărâre, comisia constată lipsa unui acord în formă autentică a vecinilor, iar dezvoltarea viitoare a zonei, conform planului urbanistic general, va fi afectată negativ, ținând cont de caracteristicile activității pentru care se solicită acest curs. De asemenea, comisia cere și modul de evacuare a rezidurilor care vor rezulta din procesul de producție. Drept urmare a acestor constatări, comisia respinge proiectul de hotărâre cu 5 voturi contra. Da, mulțumesc, discuții de adus. Domnul consilier din Giro. Da, în condițiile de față, dacă lipsesc documente, proiectul mai votăm, se retrage până se completează toate documentele sau cum, care e procedura? Nu putem vota ceva care nu e... Se respinge, nu mai votăm. Nu poți să mai depui, dar nu așa și nu, întrebarea era alta. Este, putem vota ceva ce nu este în regulă? Adică, înțeles că dosarul nu este făcut complet, și atunci nu putem vota... Adică eu propun să se amâne până la o dată ulterioară când o să fie dosarul complet. Eu am... Complet la ce mă adică să aibă inclusiv... Acordul de vecini. Exact, da, exact. Am înțeles, dar este cerut prin... certificat de urbanism. În momentul de față, noi discutăm... autorizate. Puzul. Păi pentru puz, motivul pentru care nu comisia s-a votat cu 5 voturi, că nu lipsesc acele acorduri ale vecinilor. Da, alte discuții dacă mai sunt? Sunt direct implicat. Da, două secunde, întrebăm, aparat specialitate cu propunerea domnului Nechipo, să încheiem discuția asta, să vedem din punct de vedere legal. Dar, deci, în momentul de față, ne discutăm puzul. Da. Pentru domnul Echifor, cere amânarea proiectului, s-a scoate la proiectul următoriu. O amânare. Da. O amânare. E corect să votăm dacă nu este dosarul complet? Da. Deci, noi supunem spre aprobare dumneavoastră decizie. Da. 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 Vreau să-l răspund. Că dosarul a fost și în Consiliul Județean. Și a trecut. Deoarece în fața de pus nu trebuie acordul vecinului, decât în fața de construcție. Așa a spus doamna... doamna arhitectă șef, de la Consiliul Județean. Avea vreun document scris? Da, am de la, este la dosar, de la... Da, în principiu... În principiu, aprobarea puzului fără acordul vecinilor nu va ajuta cu nimic. Chiar dacă s-a aprobat puzul, nu va ajuta în momentul de față. Atunci, în plus... Păi, mine asta mă interesează, să am puz, să-l atrag în intravilan. Apoi văd dacă construiesc, dacă nu construiesc, dacă am acordul vecinilor, dacă nu-l am. Pentru asta s-a cheltuit niște bani să-l atrag în intravilan. Da, deci avem în vedere... Mulțumim! Da. Comisie se punea la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost inițial. Mai nu e o completare, vreau să justific votul care urmează să-l acord, având în vedere că nu este definitoriu votul de astăzi în
ceea ce privește viitoarea, viitorul business care va avea loc acolo, eu în posibilitate o să votez pentru. Rămâne la atitudinea vecinilor mai departe dacă și ce se va, cum se va face. Mulțumesc. Da, și, și eu nu o să particip la vot, pentru că am teren în zona acolo și nu vreau să influențez votul final. Deci nu particip la vot. Dar legat, legat? Da, deci având în vedere... Președinții, ce ia hotărârea? Luați hotărârea, președinții, ce luați hotărârea? Am avut președinția, având în vedere mențiunile domnilor consilieri și atunci în vederea comisiei de discuție, dacă spunem așa. Spunem la vot proiectul așa cum a fost inițiat. Cine se plângă? Cine se plângă? Cum a fost inițiat, așa cum... Da, cu cine? Deci proiectul hotărârii cu puzul ăsta. Deci cum este inițiat? Și au două variante. Care? Păi, care? Care? Atât. Atât. Nu, 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 nu am vrut să șapă, vă zic cum e legat. Deci asta e singur. Trei vot de fiecare. Proiectul cum este? Nu s-a votat așa. Da, s-a votat. S-a votat. S-a votat. Cine este? Mai spune-te, mai fiecare dată. Cine este pentru proiectul așa cum a fost inițiat? 3, 4, 5 voturi pentru. 6. 6 voturi pentru. 5, 7. 4 abține. Dați-ne notez. Da, imediat. Care sunt părinții? Abține. Și domnul președinte. Am făcut domnul președinte. 3 abține. 3. Votul contra? 3. Mai puțin de trebuie să iasă 16. 16. 16. Nu, nu, e, nu, domnul Mitin n-a participat. 7 voturi împotrivă. Și cu abține, pe timp? 3 abține. 3 abține și 6 voturi pentru. Deci, în condițiile astea, proiectul de hotărâre a fost respins. A fost respins cu 6 voturi pentru. 3 abțineri și contra câte? 7, da? Se respinge proiectul de hotărâre. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie 2018-august 2018. Articolul 1. Se desemnează ca președinte de ședință pentru perioada iunie 2018-august 2018. Propunerea dumneavoastră care va conduce ședința Consiliului Local cu următoarele atribuții care le știm de fiecare dată. Articolul 2. Publicarea și comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Serviciul Administrației Publică Locală. Deci Comisia Juridică propune ca președinte de ședință pentru următoarea perioadă pe domnul Manolache Laurențiu. Propune și de alte propuneri. Ce anume? Mulțumesc frumos și ce trebuie. Propune, vă rog. Aș avea un dat foarte mare, dar ți se l-am țin. Vă propun pe doamna Nicoleta Ghe. La fel, vă rog frumos, l-ați văzut. Am eu o propunere. Deci, domnul Denis. Propun pe domnul Diacon. Domnul Diacon. Ar putea să le expun, dar mă abțin. Sunt partidul de guvern, dar nu mă abțin. Hai să punem la vot. Punem la vot pentru președinte de ședință următoare de 3 luni, pentru unul de acum cu Viorel. Ce este pentru? Abține? Contra? Domnul Zenghi, vot contra? 16 luni. 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 16
Hai să ai numai deranjamente. 75, da? Trecem la diverse, vă rog. Am eu câteva informări de făcut la diverse și după aia continuăm, vă rog frumos. Avem câteva comunicări. Ați avut la dosar raportul... Liniște, vă rog, ca să continuăm. Ați avut la dosar raportul Curții de Conturi. Dacă sunt discuții vis-a-vis de acest raport, n-are rost să vi-l citesc. L-a avut fiecare în formă scrisă, l-a trimis pe mail. Dacă nu sunt discuții, trec. Sunt? Da. Eu ar trebui să întreb pe doamna director economic. În legătură cu punctul B, respectiv litera A, B și C, în legătură cu acele probleme care sunt la unitățile de învățământ de municipiul Arjuna. Să ne explice concret ce probleme sunt. Deci la punctul B, la B1, au fost la Colegiul Național de Bota, s-au constatat lucrări de reabilitări la fațada codului B, care s-au făcut pe reparații curente, nu pe investiții. Aici au lăsat măsuri, dacă cumva mai sunt cazuri, nu aveți și un iulie să le remedieze sau să constate. La punctul B2, deci este la Colegiul Tehnic Gheorghe Balș, niște stolărie la cămin, cazare ele, tot la fel, plătit de la bunul servicii, reparații curente. Da, spune, mă scuzați că vă întrerup, o informare. Pentru stoleria asta, pentru geam, că văd și la alte școli. Dacă se strică un geam, trebuie să facem o hotărâre cu consiliul local? Dar nu, aici cred că e o lucrare mai mare, eu așa știu, așa a constatat la Cortea, nu eu, n-am fost eu acolo, n-am inspectat. Au fost 10 geamuri schimbate, văd că eu că sunt, știu chiar foarte bine. Cred că cam așa au fost și la principiile rare. Adică, da, și acolo la fel. Adică mi se pare cam absurd solicitarea curții pentru 10 geamuri să faci hotărâri din Consiliul Local. Da, ce faci? Lăsăm geamurile sparte și... Referitor la Curtea de Conturi. Da. Referitor la... Dacă aveți lucruri de la voi, dar nu faci lucruri de la Curtea de Conturi, domn director. Referitor la punctul A. Da. Ce mai precis? Deci, sau ce s-a folosit? Ce s-a... Deci, pentru clădirea de la copul B. Așa. S-a plombat cu... Anvelovarea copului B. Cu polistiren. Ce este investiție? Ce este investiție? Dacă peste un an de zile vor veni și vor aduce o hârtie de 2 miliarde, ce trebuie să faceți? S-o aprobăm tot noi? Păi putem face și noi la fel la liceul celălalt, tot așa nu se dau bani. Venim cu 5 miliarde, îi depunem în brațe și rezolvați-le. Cine răspunde pentru chestia asta? Eu, momentan, în situație, eu chiar acum știu foarte sigur că se fac toate investiții acolo. Și chiar vă rog să considerați, știu foarte sigur, vreau să verificați că se fac investiții. Acel cămin B, care nu are aprobare ISU, nici nu este pus. Nu. Dar nu, nu, nu. Da, asta eu, doar e o discuție, nu trebuie să vă supărați că întreb. Chiar nu știu. Iar a fost să fac investiții, să fac camere de hotel mai precis, dacă vreți să știți. La anul vor veni cu 2 miliarde, ne le vor da nouă iar în brațe, aprobați, ca să impunem o legalitate. Nu este corect. Și nici nu voi semna așa ceva vreodată, nu voi aproba. Pentru că știți ce se întâmplă, nu se respectă. De alte lucruri nici nu mă gândesc că nu are rost, dar de chestia asta chiar este, chiar și acolo unde e vorba de liceu, unde sunt eu profesor, chiar și acolo am spus. Vă rog să respectați cum trebuie legea. Dacă... Da, vă mulțumesc frumos și mă scuzați dacă... Azi discuții, dacă mai sunt? Dacă nu mai sunt... Vine și fac 2 miliarde de mărație. Avem o sentință penală. Cum bine știți, în subordinea Consiliului Local este și Spitalul Municipal Adjud. Managerul, fostul manager al spitalului a fost anchetat și s-a terminat procesul. Avem o sentință penală numărul 295/19 a 10 a 2017, pronunțată de Tribunalul Ilfov
secția penală în dosarul precizat definitivă prin decizia penală numărul 595 pe RA din 19.04.2018 pronunțată de Curtea de Apel București, secțiunea 1 penală, în același dosar privind pe inculpatul pădurariu Florin, ocupație, funcție manager al Spitalului Municipal Abjuz. Și o să vă dau citiri de aici, cam efectiv ce condamnare a primit atunci managerul respectiv, în definitiv. Condamnă pe inculpatul pădurariu Florin la pedeapsa cu 2 ani și 6 luni de închisoare, în temeiul articolului 67, interzice inculpatului ca pedeapsa complementară exercitată excepția drepturilor prevăzute de articolul 66 alineatul 1 litera A, B, G și K respectiv dreptul de a fi ales în autorități de autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, aceea de manager, și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 4 ani de la rămânirea definitivă a prezentei. În temeiul articolului 91 dispune suspendarea sub săvârșirea de executarea pedepsei aplicată în cadrul patului pădurariu Florin pe o durată de 4 ani, care reprezintă termen de încercare stabilit în condiții articolului 92. În baza articolului 93 alineatul 1, cu referință la articolul 94, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere. Să se prezinte trimestrial în data de 15 a primei luni din trimestru, ianuarie, aprilie, iulie, octombrie sau în prima zi lucrătoare care urmează acestea la serviciul de probațiune ILFOP, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa, să anunțe în prealabil serviciul de probațiune ILFOP la schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, să comunice serviciul de probațiune ILFOP schimbarea locului de muncă, să comunice serviciul de probațiune ILFOP informații și documente de natură a perioadei. Și în final, în urma sentinței de la Curtea de Apel, atribuie supravegherea respectării de către inculpatul pădurariu Florin a măsurilor de, și obligațiilor instituției pe termenul dispoziției articolul 93 Cod Penal Serviciul de Procedură Vrancea, în baza articolul 93 alineatul 3, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul pădurariu Florin va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cadrul primăriei municipiului Abjuz sau bisericii Buna Vestire al județul Vrancea. S-au schimbat de la ILFOP, l-au mutat la Vrancea, cu zile în folosul comunității. Atât tot. În rest, față ceea ce v-am citit, nicio modificare la Curtea de... Deci, cu suspendare până la urmă? Da. 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 Mai avem o... La capitolul diverse, mai avem o reclamație sau... Da, mai avem o petiție de la membrii Asociației Fiora și Prieteni, care ați avut o... Ați avut-o la mapă, știți despre ce-i voi, v-am n-ar rost să-i dau citire, ați avut-o pentru studiu, cu efectiv ceea ce spun membrii Asociației Fiona și Prietenii din Abjuz Vrancea. Deci, ca idee, deci, în contractul cu Fiona și Prietenii era stipulat un program de 2 ore, iar cei de la asociație doresc o prelungire a acestui program. Să punem în discuții eu această solicitare. Aș vrea să vă... Două secunde, vi se dă cuvântul. Da. Aș vrea să vă precizez, programul a fost stabilit tot din ordinul Consiliului Local în urma regulamentului apadocului de la Focșani, cu 2 ore pe zi. Acum, dacă dumneavoastră luați alte decizii, cu mare drag, bun, aici este și un alt aspect. Au solicitat în data de 30 să ducă pe unul cu două doamne care veneau din Germania să se ducă să vadă padocul. Și am înțeles că li s-a răspuns întâi mai minimene. Nu cred că este ok. Indiferent că veneau sau se duceau doar cu personal din România, da? În momentul în care ei spun că tot și-au anunțat de 29, că pe 30 vor veni cu două persoane să viziteze padocul. Faptul că li s-a răspuns întâi mai și avem liber, nu se pare ok. Mai ales că, totuși, cred că au ajutat
dacă e corect ce spun aici, adică vă ajutați mult acolo. Ține și de imaginea comunității noastre, în care cam asta este. Eu spun cu toată onestitatea, fără nicio... Da? Asta. În momentul de față, vă pot anunța că avem un domn doctor veterinar de un contract pentru hrană. În momentul de față, mulțumim Dumnezeu, măcar am scăpat de grija alimentației. Deci suntem, stăm foarte bine cu hrană pentru câini. Dar haideți să dăm cuvântul, nu avem un reprezentant de la asociație. Doi sunteți. Unul singur vorbește, da? Mă rog, mulțumim. Maria Bogdan, doamna Dana David, membru voluntar să fim și prieteni. Până atât să vă prezint activitatea și contribuția noastră la adăpost, ca să vă dați seama ce decizii să luați. Deci noi contribuim cu hrană, însemnând granuri, conserve, sterluri. Asta le-ați consemnat de la această petiție. Ce se dorește de la buzunar? Bănară, valoare de 5.000, dar nu știu dacă aș fi sigur. Păi da, și de sigur. Da, deci problema e că până acum noi am avut acces toată perioada programului angajaților. Ținând cont că acum ne s-a limitat la două ore, nu avem nici, nu putem nici să facem tot ceea ce avem de făcut acolo, putem să facem și poți, să promovăm mâncare, tratamente. Și doi dintre membrii asociației sunt în posibilitatea de a mai ajunge, pentru că lucrează în cursul săptămânii și sunt liberi doar în weekend. Și vă dați seama că orice angajator, că voi și-o dați două, trei ori, ia la voi. Deci noi vrem să fim lăsați să ajutăm. Cum nu a fost problemă până acum, am chiar și ar fi și de acum. Deci noi nici nimic altceva, adică să ne lăsați să ajutăm aceste animale. Întrebarea mea este pozitiv și promovarea. Aveți rezultatele vin în urmă, rezultatele financiare, bunar și fac ceva. Și rezultatele aveți foarte bine. Aveți asociația în valoare de promovare. E și interesul de promovare. Să înțelegem și fie de scurt. Deci 70 de vin am fost legați anul trecut și până acum. Tot ce sunt foarte bine, facem un album, se vadă toată lumea. Ajutorul nostru este în valoare de în jur de 7.000 de lei. Lunar, băgăm luna după. Cuști, tratamente, adopții, obiectivul. Vreau să faci și campanii de sterilizare la câini. 100 de câini. Consolidat de mâini. Deci noi nu vrem decât să fim lăsați să ajutăm. Da, am înțeles, mulțumesc. Dau cuvântul și domnului inginer Galan, care se ocupă de problemă. Da. Eu, de ce s-a făcut programul ăsta? În weekend, personalul lucrează decât jumătate sâmbătă, jumătate duminică. În timpul weekendului sunt câini care scapă de acolo, fie din neglijență, fie din reavoință, fie... Asta, de asta nu s-a lăsat în weekend, pentru că personalul de acolo e înjumătățit. Deci nu au cum să controleze tot padocul. În weekend... Dar știți, mai trebuie să vă spun în urmă direct. În momentul în care nu este cineva acolo și vin persoane din musafir, vin, se dă drumul la câini. Și găsimea în bistrată. Domnul Vici, vă spun doar atât. Azi trebuie să mergi doi cuțini. Unul a dispărut și devine. 80 de euro au costat plus tratamentul. Întrebați cu domnul Negoiți. Domnul Petre a știut. Azi transportul, transportator a venit la poarta de postului și nu au luat câinile. Iar de unde nu-i? Iar două oară când scapă. Neglijența a angajat să se dă în spinarea noastră. Noi am adus câinii în stradă. Eu vă spun că noi nu unul. Deci, ca să poată intenționat deschis acolo. Dar sunt angajați. Și angajații noștri sunt foarte bine. Dar ce s-a angajat? Asta începe să spune să vin în timpul programului. Sâmbăta și duminica vin mai mult din partea voluntarilor. Doi suntem care mergem sâmbăta și duminica. Eu știu că dacă primă oameni. Dar dacă ești un angajat, îmi cer scuze, dar dacă ești un singur angajat acolo, poate să fie jos 100, care e problemă? Da, mai e și problemă, dacă nu mai poți angajat. Îl trimite pe angajat, după, nu spun, doamne, să ești dumneavoastră sau un vizitator. Îl trimite, tu-ți și-a două gălate de apă, se nimerește chiar atunci de-au vărsat apa acolo și între timp... Domnul Vici, ai scăpat și poți să-i faci orice dacă se dată. Ai scăpat, pentru că mi-am asociat nu de... Sunt la drumul care îți întoarce. Vizitatori. Mi-am asociat, nu mi-am asociat. Deci nu mai mi-am asociat, în vorba. Eu zic, părerea mea că astea deja sunt dispute dintre astea sau motive. Deci e clar, în momentul în care un angajat observă cu nume, cu prenume, dată, oră, cine a făcut și atunci cei de la asociație se ia măsura cu persoana respectivă și da, să-și asumi răspunderea. Dar așa n-am adus alți vizitatori.
în afară de fetele din Anglia, Germania. Mi se pare normal să se facă și dacă sunt la timp, acolo că sunt vizitatori. Deci sunt filmat. Nu sunt concret, nu fi concret, mai dacă nu fac, că să nu fac nimic. Încă adăpostul nu-și face programul după vizitatori. Dar noi nu suntem vizitatori. Deci nu vorbesc că au venit, au venit să nu au venit să nu au venit să nu au venit să nu nu, nu, vizitatorii fac programul. Când am venit din Germania, să adună, vine să adopte. La 11 noapte. Nu, din Germania au venit cu fetele, ne dau bani. Păi da, dar la 11 noapte ar trebui să au venit la 11 ziua, dar au venit nimeni la 11. Nu, 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 deci nu, 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 acum am văzut aici cu mine, ca să vreau să nu știți care ești dacă o așa. Timpul nopții, când nu este niciun patru, să dea drumul la câini. Deci suntem acuzat acum că... Nu, nu, bă, dar n-am dat niciodată drumul, noi am adus drumul pe stradă. Noi am luat direct pe stradă și am găsit adoptatori. Am sterilizat. Deci noi nu facem chestia asta. Astea-s motiv. Deci sunt motivii ca să ne lăsăm să fim la acuzat. Când ești străini, când ești străini, nu poate să te apropii la străini, ea se vizitează la ei. Că la ei vii. Deci, aici sunt bani care vin acum, din la noi. Și nu-i corect, fetele ne ajută, fetele au câini. Dar și străinii care vin, dacă pierd o săptămână din Germania până în România, poți să mai pierdă jumătate din noapte și aștepți să atâte câini. Dar au fost două zile la noi, ce să fac cu tot așa? De ce trebuie să ne facem de râs în fața lumii? E păcat că se poate, dar are după două zile. Eu nu vreau să fac. Da. Am zis că avem acces în timpul programului angajaților. Cum a fost acum? Da, 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 da. E simplu, domnule. Așa că și agenții se rezolvă. Așa a fost până acum și n-a fost. Cât au angajați nici peste programul lor, nici fără și aici acum. Adică e păcat, vrem să ajutăm și se poate să dau un exemplu cu adăpostul din ajutor. Eu am doar să vreau un pic de voință. Supunem la tot programul propus din dumneavoastră, dar consider că am este acord. Eu nu mă împotrivesc niciun capitol de așa ceva, dar vă spun în felul următor. Când câini din padoc sunt pe stradă. Ce așa sunt răspunsul? Din programul nostru de dragoste... Așa, cine și-a sunt răspunderea pentru câinele care nu este, care trebuia să plece astăzi? Cine și-a sunt răspunderea pentru câinele de azi? Păi cineva de zi... Astea sunt motive, dar nu am dat drumul ăla. Vedeți că deja și dumneavoastră acuzați... Nu acuzăm pe nimeni, nu știu, dar știi, am un negoiț la dus cu tabuia. Deci eu am aceea de lucru. Nu acuzăm pe nimeni. Da, da, acum chiar cu câinele ăsta. Deci noi l-am reprins. La asta l-am prins înapoi și l-am dus la adăpost, ca să vedeți, puteam să-l lăsăm în stradă, da? L-am dus înapoi la adăpost. Acum, cine a dat? Tot noi? Adică le-au duc în adăpost și după aia îl găsești în stradă și suntem noi vinovați? Astea sunt motive. Domnul Nici, doamna David are propunere cu sterilizare. Am spus să spună și aici. Să nu avem surprize după care... Da, dar sunt doar câinii cu stăpân și atât. Toți dar da, o să fie și fără stăpân. Dar întoarce teritoriul. Deci nu-i lasă în adăpost. De ce? Întrebați, deci am zis ca să spun aici, nu poate să fiu galan, trebuie să răspundere pentru treburile astea. Deci vrea să-i sterilizeze, să-i întoarcă în teritoriu. Pentru că șansa ce se sterilizează, nu-i nimic să pune. Măi, dar nu-i au plinit pe stăpâni. Eu nu mă ascund, vă deci nu am... Da, știți foarte bine că sunt oameni care nu s-ajungă să prindă. Dacă sterilizăm, pentru că am o mulțelea, nu? Adică vinim în comunități. Deci dacă tot îi prindeți câini pentru sterilizare... O secundă să ne înțelegem. Sunt câini, de exemplu, în zona Francartului, pe partea cealaltă, sunt o groază de câini, nu sunt sterilizați. Aia nu-s fiind cealaltă prinși pentru că nu-i interesează pe nimeni. Nu deranjează pe nimeni. Să acolo e comunitate. Dar nu deranjează pe nimeni. Acum nu să reclamați. Da, eu mâine, dacă vreți... Așa. Așa, vă spun efectiv câte reclamații sunt acolo și vă spun și la ce... Dar le am, la Dura, la Mihai, la... Exact. Dura, Samir, care vin și plâng permanent că nu poate scoate copiii din curte, inclusiv câini comunitari, dar ei în curte s-au ajutat și nu poți să-i scoate la din curte, de la câini proprietari. Bun, atunci noi ne asumăm doar să sterilizăm câinii cu stăpân. Fără deci, dacă tot prindem câinii din domeniul public, de ce nu lăsați în pador? Domnul Vici, dacă tot mai să faceți niște investiții și vreți să ne ajutați, de ce nu mai facem niște cuști? Da, dar nu e personal, dați-mi oameni să... Să faci treaba asta. Poți să mai facem niște am înțeles, când îi prindeți pentru interesul asociației, atunci nu sunteți singuri la primărie. În momentul în care îi prindeți și îi dați drumul, atunci nu v-ați mai mult. Nu v-ați mai mult la momentul asociației. Nu interesul comunității. Nu interesul comunității. Nu interesul comunității. Nu interesul comunității.
Interesul comunității nu s-a venit pe domeniul public. Interesul comunității este să îi avem în padoc crescut corespunzător. Să avem grijă de ei. Sunt de acord să aveți grijă de câini din padoc, dar din moment ce a fost prins și a ajuns la padoc, acolo rămâne. Nu aducem unul, luăm doi. Și iar muncim, iar îi adunăm, iar avem reclamații pe stradă, iar o anumită zonă e plină de câini. Adică sunt de acord să stați non-stop acolo. Nu, cât vreți dumneavoastră, să avem grijă de câini, dar nu să-i dăm drumul pe stradă. E un punct de vedere, nu e obligatoriu să mi-l luați de bun. E doar punctul meu de vedere. Eu mai am o propunere. Dar cum dați bune, înființarea serviciului specializat de terapie forestăpână intră la discuția Consiliului nostru local. După ce am înființat serviciul, noi putem să-l dăm doar asociațiilor și fundațiilor cu specific de protecție animalelor. Deci ca să nu mai fie conflictul între... Eu sunt de acord să predăm acest serviciu, dar cine e înjurat pe stradă de comunitate? Consiliul local? Da. Nu? Adică, eu sunt de acord să predăm un serviciu. Nu dorim mai mult. Prepară acest lucru. Doar financiar sunt colaborare. Răspunderea rămâne tot de mare, nu se poate lucra. Da, deci eu zic să punem în discuții propunerea noastră program. Program, da, program. Noi n-am cerut să prelucrăm. Mai este timp, nu este părerea lor. Mai că ești în zonă, nu? Eu nu vedi. Să pierd. Deci ce? Program. Votăm programul mai departe. Domnul Galan, aveți o propunere de program? Da, programul lor este de la 8 la 1, de luni până vineri. Sâmbătă și duminica, doar 3 ore. E bine, doamnă? Da. Gata, ăsta-i. Spuneți, domnul președinte. Modificarea contractului, contractul la simplu altul. Dar doar la tradițional. Dacă vreți modificarea dați-mi bătaie. S-a votat. Haideți, domnul. Deci, una nu mai este programul. Asta e programul. Vă mulțumesc pentru participare. Mai avem? Da, vă rog, domnul. Eu n-am. Dacă de la acest plec. Da, vă rog. Da, aș mai avea ceva la diverse. Prin serviciul financiar, social, cultural, culte, învățământ, sănătate, etic. A venit, vine cu propunere către dumneavoastră, dacă se poate, Sportiva Paromba Alisia, estimată la CS Atletica Jod, a obținut un rezultat notabil pentru România, chiar și pentru Ajud, dacă spunem așa, că se cheamă CS Atletica Jod, și va participa luna viitoare la campionatele europene, drept pentru care noi am dorit să venim cu o solicitare către dumneavoastră dacă putem să premiem sportiva, ținând cont că acest rezultat este foarte, foarte frumos. Comisia propune către dumneavoastră o sumă de 1000 de lei pentru sportivă și 1000 de lei pentru domnul antrenor. Acum vreau să dăm și doamna, dacă sunt fonduri, dacă nu, noi propunem, dar deci 2000 de lei ar fi în total. 1000 și 1000. Deci... Lăsa-mi eu propun 1000 și 1000. Este un rezultat notabil și... ...în localitatea Rusiei din Bulgaria. Acest rezultat este record național. Și cu acest rezultat va participa la campionatele europene. De una viitoare. Așteptăm ca și o analiză și vă dăm un răspuns. Ideea e foarte bună și dar așteptăm... Păi trebuie, cum ați zis, dar nu pot fi frate, sunt bani. Dă liniște, vă rog. Ideea este următoarea. Sportiva va participa luna care vine, cum a spus și domnul Vici, în 2-3 zile ar fi bine. Da. Pentru acest... Noi aprobăm să se aprobă după Marian.
Poate fi premiat. Domnul la UNM, că acolo sunt practic, am văzut pe luați. După o lume, toți te pui rău cu domnul... Toți te pui rău cu domnul Sorin. Putem alte discuții. Nu mai sunt, nu? Dacă nu mai sunt discuții, declară chestii ședințe de astăzi.